Cuvinte de aur Disciplina, dezvoltare personală O resursă pentru clasa pregătitoare Bun găsit la o discuție despre comunicare. Atunci când comunicăm, facem schimb de informații, transmitem ceea ce gândim sau ceea ce simțim. Uneori comunicăm folosind cuvinte, adică vorbim, Alteori folosim gesturi sau mișcări ale corpului. Să ne amintim cum comunicăm la școală, astfel încât să fim buni, amabili și să-i tratăm pe ceilalți cu respect. În drum spre școală, uneori ne întâlnim cu alți colegi. Este politicos să-i salutăm. Bună dimineața! Dacă vrei, poți să le faci și cu mâna. E un semn de prietenie, de asemenea, să le zâmbești celor pe care îi saluți. Salută colegii! La intrarea în clasă, salută profesorul și colegii. În felul acesta, le dorești tuturor o zi grozavă și ai grijă ca și ziua ta să fie la fel. Nu uita ca și la plecare să saluți. Salută colegii și profesorul la venire și la plecare. Comunică pe un ton potrivit cu colegii de clasă, adică nici prea tare, nici prea încet. În sala de clasă, folosește vocea de interior. În aer liber, vocea ta poate fi mult mai puternică. În clasă, folosește vocea de interior. Uneori se întâmplă să nu ai toate obiectele necesare la tine. Atunci poți să împrumuți de la colegi, dar numai cu acordul acestora. Te rog, îmi permiți să împrumut cartea ta? Cere permisiunea când vrei să folosești obiectele colegului. În clasa pregătitoare, vă jucați jocuri în pereche sau în grupuri mici. De fiecare dată e important să vă așteptați rândul. În felul acesta, toți colegii se pot juca fără neînțelegeri. Așteaptă rândul atunci când te joci. Când vrei să răspunzi, ridică mâna ca să te anunți. Ridică mâna și atunci când nu ai înțeles ceva și vrei să pui o întrebare. Vă rog frumos, nu am înțeles? Spune mulțumesc după ce ai fost ajutat. Anunță când vrei să răspunzi. Colegii pot ști mai bine decât tine unele lucruri, așa cum și tu poți ști mai bine decât ei altele. Ajutați-vă, între voi. Poți să spui, te rog, îmi explici și mie? Cere ajutor dacă ai nevoie. Uneori, părinții vin la școală să discute cu profesorii, iar copiii sunt prezenți la întâlnire. Ascultă ce spune învățătoarea ta. Nu întrerupe atunci când cineva vorbește. Vorbim pe rând. Nu întrerupem. Iată unele dintre cuvintele și expresiile care sunt atât de importante atunci când vorbim unii cu ceilalți. Ele aduc înțelegere, amabilitate, bucurie, de aceea li se spune cuvinte de aur. Bună ziua! Salut! La revedere! Mulțumesc! Cu plăcere! Te rog! Îmi permiți? Îmi pare rău. Tu le folosești de fiecare dată? Observă cum se poartă oamenii atunci când le folosești. Dar dacă uiți să le folosești, comportamentul celorlalți se schimbă? Folosește și tu cuvintele de aur.